salariaților, creșterea retenției de personal, creșterea responsabilității sociale față de angajat. Pentru economie, avantajele sunt creșterea activității economice și crearea de locuri de muncă, prin stimularea consumului și a ofertei interne, și au impact pozitiv asupra cifrei de afaceri, profitabilității, ratei investițiilor, productivității, ocupării, eficienței și valorii adăugate. Creșterea încaselor bugetare prin venituri fiscale aferente activității economice și locurilor de muncă generate, care depășesc facilitățile fiscale. De aia vă spuneam că o privesc ca pe o investiție, nu ca pe un efort fiscal. Reducerea economiei subterane prin descurajarea muncii la negru și reducerea evaziunii fiscale, cel puțin în turism. Și reducerea cheltuielilor aferente serviciilor de asistență socială, șomaj și asistență medicală. Un slide următor. Vedeți aici impactul economico-social și bugetarea au voucherilor de vacanță, da? La un leu investit, o să constatăm că cifra de afaceri în Horeca crește cu 0,0022 lei. La același leu investit, cifra de afaceri la nivelul de tur operator și agenți de turism crește cu 0,036 lei. După aia, nivelul 2, cifrele aici sunt în studiu luate 4 domenii, dar o să intrăm în dialog și o să vedeți că, de fapt, pe orizontală sunt implicate mult mai multe domenii. Nivelul 2, cifra de afaceri în servicii și transport crește cu 0,017 lei la un leu. Nivelul 3, venituri la bugetul de stat. Adică la un leu, plusul e de 0,12 lei. Adică la un leu investit în voucher de vacanță, se întorc la bugetul statului 1,12 lei. De aia spuneam, nu e niciun efort financiar. Și creditul bancar, crește creditul bancar pentru persoanele fizice cu 0,059 lei. Locuri de muncă. La 64.000 de lei 359 RON înseamnă un loc nou de muncă. Aportul la produsul intern brut 0,051. Adică la un leu investit într-un voucher de vacanță, în produsul intern brut se întoarce 1,51 lei. Astea ar fi, în linii mari, rezultatele acestor studii făcute de 3 reputați profesori universitari de la Academia de Științe Economice. De asemenea, mai există studii făcute de OECD care ne spun în concluzie același lucru. Nu e niciun efort financiar, este o investiție. De asemenea, investiția asta nu generează inflație pentru că nu sunt tipăriți bani, ci sunt carduri, pur și simplu voucher, bilete de valoare. Nu crește masa monetară. Vă spuneam că pe estimarea noastră efortul e 6 miliarde, pe lângă cele 6 miliarde imaginați-vă că am luat 1000 de lei în plus, merge fiecare purtător de voucher cu cel puțin 1000 de lei în plus, asta înseamnă 10,5 miliarde bani în fuzie de capital care intră în piață. Păi dacă calculăm la 10,5 miliarde 1,51, înseamnă aproape 16 miliarde, adică bag 6 miliarde și o să am creștere de produs intern brut de 16 miliarde. De aia spun că e clar că nu există niciun efort financiar. Iar la bugetul statului bag 6 miliarde și o să întoarcă 7, direct, prin taxe și impozite. Asta ar fi concluzia studiului făcut de ASE. V-am spus, există și un studiu al Academiei care releva aceleași lucruri și unul al OECD. Și acum vă rog să intrăm în dialog direct.
Vă mulțumesc. Sunt deputatul Mitra Dumitrina. Astăzi nu o să vă vorbesc în calitate de deputat. Mă aflu aici în calitate de angajat. Angajat în mediul privat. Am lucrat în mediul privat de 20 de ani. Și chiar astăzi mă așteptam să văd, pe lângă angajatori, să văd și foarte mulți angajați din mediul privat la această întrevedere. Cred că nici ora nu era una potrivită, ora 12, era, cred că, mai bine dacă am fost ora 16. Salut inițiativa dumneavoastră de a oferi vouchere de vacanță în mediul privat. Și tocmai despre asta vreau să vă vorbesc. Eu fiind angajat, am fost angajat în mediul privat 20 de ani, am avut posibilitatea ca angajat să-mi negociez cu angajatorul, să-mi negociez prime de vacanță, asigurări de sănătate și multe alte beneficii. Acum, de ce vă spun acest lucru? Pentru că am făcut un calcul la tot ceea ce înseamnă această primă de vacanță, acest voucher de vacanță de 1400 de lei, și am plecat de la expunerea de motive a dumneavoastră, aceea de a faptului că costul, taxele pe care le suportă un angajat sunt de 40,85% din salariul lui. În schimb, media economică, media din Uniunea Europeană este de 26, între 26 și 27%. Există pe fluxul legislativ în Parlament o propunere legislativă inițiată de mine, împreună cu colegii parlamentari, de scădere a acestor taxe la 20%. Poate nu 20%, o să fie și 26%, cât este media europeană. Și am făcut un calcul, vă dau un exemplu, la salariul minim pe economie, în acest moment, că este de 3.000 de lei, la salariul minim pe economie avem în mână un salariat la 40,85%, avem 1.700 și ceva de lei. 1.700 de lei. Dacă s-ar scădea aceste, am avea posibilitatea să trecem propunerea legislativă, să avem taxă de 20%, am avea un salariu net a unui angajat de 2200 și ceva, adică o medie de 500 și ceva de lei în mână pe care i-am câștigat un angajat, ori 12 luni înseamnă aproximativ 6000 de lei. Chiar și o familie cu două persoane, o soție, dacă au două vouchere de vacanță de 1400, ori 2 înseamnă 2800, nu se compară cu 6000 de lei pe care i-am obține dacă am scădea salariul minim pe economie. Rugămintea mea este, una la mână, ceea ce vă întreb, ce vreau să vă întreb, pentru că nu am văzut nimic în expunerea de motive, eu dacă sunt în mediul privat, dar facem astrație, sunt deputat, o să mă întorc în mediul privat. Eu în mediul privat, ca angajat, având posibilitatea de bonusuri, ce voi face în momentul în care va fi acest voucher de vacanță și eu va trebui să le iau pe amândouă, pot să iau unul singur, sau ce fac, pentru că atunci apare discriminarea între angajatul din mediul privat și mediul cel din mediul de stat, din zona de stat. Asta vreau să spun. E o discriminare aici dacă se iau ambele. Mulțumesc. Da, eu aș vrea să vă răspund. Nu mai puțin încă ceva. Eu chiar vreau argumente din partea dumneavoastră. Nu am venit să vă dau peste cap propunerea legislativă. Vreau argumente pentru că este semnat de către trei grupuri parlamentare. Ați spus că vreți consens politic. Eu știu că aveți sub majoritate parlamentară, dar ar fi bine să aveți consens politic. Păi dacă ați urmărit la început, eu am zis că chiar am încrederea că va fi votat de întreg spectrul politic reprezentat în Parlamentul României, fiind o măsură bună. Vedeți, lucrurile aici în economie este și foarte multă matematică. Și trebuie să avem grijă la matematică, că ea nu ne păcălește niciodată. Așa cum ați spus că dumneavoastră ați lucrat în mediul privat și discutați și cu patronul care vă dădea niște bonusuri, patronul vă dădea acele bonusuri din ceea ce însemna bugetul acelei firme. Noi acum venim și nu punem, dacă vreți, un bir peste patron, peste administrator, peste mediul privat. Noi venim și deducem aceste sume din impozitul pe venit. Deci, până la urmă, acolo era o măsură pe care o făcea patronul, administratorul, prin care stimula
din buzunarul firmei, din buzunarul lui, pe când aici e un sprijin care vine din partea statului, neimpactând bugetul firmei, pe de o parte. Pe de altă parte, când vorbim și mai devreme, eu am făcut unele precizări. E foarte ușor să facem, să scriem niște cifre și să scădem de la 40,85 la 20, ceea ce e corect și drept, că într-adevăr trebuie să scadă fiscalitatea pe forța de muncă. Suntem cu toții de acord. Dar ele trebuie făcute cu foarte mare atenție, pentru că pot să strice echilibrele economice. V-ați referit la cât va lua omul în mână. E corect, asta e o ramură a matematicii, dar mai este ramura cealaltă a matematicii din economie, care se referă cum impactează asupra sistemelor funcționale, de acolo de unde se bugetează sistemul de învățământ, sistemul educațional. Deci trebuie văzut să nu stricăm aceste echilibre și trebuie făcut cu foarte mare atenție. Ăsta e un pas prim care se face într-un mod explicat foarte corect și argumentat și a fost prezentat și de către profesorul universitar în acest studiu pe care vi l-a prezentat domnul senator, pentru că întotdeauna trebuie să luăm și opinia specialiștilor, că știți cum e vrea în viață, una e vrutul, alta e pututul. Trebuie să vedem cum facem lucrurile ca ele să funcționeze, că dacă iei de aici și pui în altă parte, s-ar putea să strici. Cum e și cu medicamentul, l-ai luat și ai dat să vindeci o boală, s-ar putea medicamentul ăla, când ești plătit la contraindicații, să strice altceva. Și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu dăm peste cap aceste echilibre. Este un prim pas și noi am anunțat că suntem de acord și dorim să scădem fiscalitatea pe forța de muncă. Dar acum vorbim de o măsură care se află pe circuitul legislativ, care a întrunit prin argumentele date, prin studiile academice care au fost prezentate, elemente constitutive și constructive care pot genera așadar un proiect fiabil care să nu pună o sarcină în plus pe mediul de afaceri sau pe patronii, administratorii firmelor, ci poate să reducă aceste sume astfel încât să avem o întoarcere către oamenii angajați în sistemul privat, fără un efort din partea mediului privat, ci să fie susținut dintr-o deducere din impostul pe venit, care se realimentează ulterior, și ați văzut foarte corect cum s-a explicat, se alimentează ulterior cu impact pozitiv, atât pe ceea ce înseamnă buget, cât și pe ceea ce înseamnă PIB. Vă mulțumesc! Eu voiam să vă spun că acel bonus pe care îl primeam de la angajator nu era obligatoriu pentru angajator, îl dădea pentru anumite performanțe pe care le-am răspundit. De asta v-am spus, în condițiile respective îmi încălcați un drept al angajatului în mediul privat, în care eu să nu mai îmi pot negocia cu patronul, pentru că el are niște... Vă puteți să-mi spuneți doamna Mitrea Dumitrina, pentru că sunt aici în calitate de Vă răspund imediat. Mulțumesc. Legea aceasta va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Prevederea asta am luat-o tocmai ca să nu afectăm legea bugetului de stat pe 2023, că altfel am fi avut probleme mari cu Ministerul de Finanțe, care spuneau imediat că crește deficitul bugetar. Ei, acum nu mai au motivul ăsta. Eu îi mulțumesc domnului Cudera, dar șefii dumnealui de la Finanțe nu au venit la dezbaterea pe care am organizat-o la București. Da? Acum, acolo, la Ministerul de Finanțe, lumea e puțin mai matematică, așa, mai fac mai mult contabilitate și mai puțin economie, dar acum nu mai comentez asta. Nu afectăm niciun drept. Prin prevederile legii rămân valabile și prevederile de bonusuri pe care antreprenorii le pot acorda în continuare, cele 6 salarii medii pe economie. Alea sunt bonusuri pe care, dacă doresc antreprenorii să le acorde salariaților, le pot acorda în continuare. Noi vrem să acordăm voucherile astea de vacanță și angajaților din sectorul privat, pentru că am plecat de la constatările alea pe care vi le-am expus, dar pe lângă alea mai sunt și altele. De exemplu, peste 40% dintre angajații din România nu au fost în vacanță. V-am arătat acolo, crește productivitatea muncii, crește gradul de sănătate, adică sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul, din studiile făcute de specialiștii de la ASE. Adică,
Nu afectăm. Deci v-am răspuns. În acest moment aveți o statistică a celor care au mers în vacanță din mediul privat? 40% din cei salariați nu au mers în vacanță. E bine să verificăm după ce vă veți da aceste vouchere. Ok. Haideți să nu mai monopolizăm noi, că am venit. Întâlnirea asta face parte și prima, pentru că e la mine acasă, am făcut-o în afară de întâlnirea cu patronatele de la Senatul României, patronatele mari, am făcut prima întâlnire la mine acasă, dar vom avea întâlniri și dezbateri în teritoriul la Brașov, la Constanța, la Baia Mare, la Suceava, adică în zonele mari de poate la Sibiu, la Caraș-Severin, unde sunt zone cu potențial turistic foarte mare ale României. Vă spuneam de asemenea că 4% din PIB e un deziderat numai prin efectul acestei legi să atingem din turism, pentru că România are un potențial turistic foarte mare neexploatat la ora asta. Da, vă rog, altcineva? Haideți, curaj, că am venit să... Domnul Șerban Strătilă. Bună ziua, Șerban Strătilă, vicepreședinte Camerei de Comerț Neamț. Primul rând vă felicit pentru inițiativă. Într-adevăr, este un beneficiu pentru cei 40% din salariații din mediul privat care nu reușesc să meargă în concediu, principal din cauza veniturilor care sunt încă mici în anumite ramuri ale economiei noastre. Aș fi avut o întrebare. Deci să înțeleg că această sumă de 1450 se va deduce din impozitul pe salariu, nu? Plătit de fiecare angajat. Așa am prevăzut inițial, după discuții și cu cei din Ministerul de Finanțe și cu asociațiile profesionale ale aleșilor locali, Consiliile Județene, probabil vom amenda legea. Inițial am prevăzut din impozit pe venit și din CEASE. După aia cu asociațiile pensionari, au zis, domne, și așa avem 0,96 contribuabil la un pensionar, cam dificil, vom amenda legea și vom prinde din bugetul de stat, din bugetul consolidat. Da, da, am înțeles. Nu, și aceasta din venitul, din impozitul pe venit, cred că e o variantă care putea funcționa. Dacă, sigur, sunt resurse, însă vă mai așa, sugerez așa o chestiune. Poate ar trebui să egalizăm un pic, să mai renunțe la privilegiile în anumite categorii, chiar de mediul privat. Poate că această deducere sau eliminarea impozitului pe salarii la IT ar trebui să se termine. Ar trebui să fie o singură regulă pentru toată lumea, că e din sectorul privat, că e din sectorul public. Ar fi și o chestiune de justiție socială și cred că societatea românească așteaptă aceste lucruri. Știu că nu e ușor, sunt multe opreniști, dar trebuie luată în considerare. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că aveți dreptate. Viziunea mea în domeniul economic este similară cu a dumneavoastră. Și eu aș vedea un flat tax de 16%, adică 16% toate taxele din România pentru toată lumea. Și ar fi mult mai corect, da. Deocamdată ăsta e sistemul fiscal. Inclusiv TVA de 16%. Uitați-vă, în România TVA 24%, în casare era 11 puncte, mai puțin de 50%. Când a scăzut la 22%, în România a avut 11,9 puncte în casare. Când a scăzut la 19%, avea 13,5 puncte în casare. Dacă ar scădea la 16, probabil am avea 15,5 puncte. Deci ar câștiga și bugetul și toată lumea în termen nominal, da. Asta e situația. Vă rog altcineva să vă mai anunț că legea este acum avizată favorabil atât de Consiliul Economic și Social, cât și de Consiliul Legislativ și luni va intra în biroul permanent al Senatului, pe care va fi trimisă la Comisie. Am cerut procedură de urgență, pentru că sper ca, inclusiv cu voturile opoziției, AUR și USR, pentru că nu văd ce motiv ar avea să nu voteze, să treacă cel mai târziu să plece la promulgare în luna septembrie-octombrie.
Deci, de Senat, probabil va trece foarte rapid. Să vedem la cameră, dar, repet, nu trebuie să o privească nici Ministerul de Finanțe ca un efort financiar, ci ca o investiție, pentru că avem concluziile celor trei studii care ne spun clar că este câștig net și întoarcere cu câștig net cu valoarea adăugată netă la bugetul de stat. Altcineva, vă rog, curaj, am venit să o dezbatem și doamna, n-am invitat angajații, am invitat patronatele și antreprenorii, pentru că mai departe știu dumnealor să disemineze. Acum, dacă am fi invitat angajații, asta e formula de dezbatere. Vă rog, întrebări, domnul Teodorescu. Să bună ziua, domnule senator, v-ați invitat. Vreau să vă felicit pentru inițiativă. Se pare că, într-adevăr, era nevoie de această inițiativă. Întrebarea mea, întrebările mele, de fapt, sunt mai degrabă tehnice. Dacă aceste carduri fizice le dă statul român sau le dă fiecare angajator în parte, ar fi prima întrebare. Pentru că... Le dă fiecare antreprenor care își poate face contract cu una din companii, statul în carte. Așa, deci o să avem la dispoziție, probabil, mai multe societăți care acordă astfel de... și noi vom alege dintre ele. Sigur. Respectiv, deci sunt și azi. Sunt și azi. Așa, și asta nu înseamnă că eu la salariați nu pot să le mai dau pe cardurile de vacanță care le-au deja celelalte. Deci sunt... Prevederea din legea actuală rămâne în vigoare. Puteți să le mai dați deductibil încă 6 salarii mici. De fapt, domnul Sotiru deja adresase întrebarea cu deductibilitatea lor din impozitul pe venit. Ceea ce, în anumite condiții, era imposibil. În IT, la persoane cu handicap, la cei cu salariu la salariu minim, o să-mi sară jos primarii și aleși avocarii adică, în cap. Și atunci am luat hotărârea că în procesul legislativ, de când va intra de luni, o să o amendăm și în loc de venit, impozit pe venit și CASE, o să o trecem cu finanțare din bugetul consolidat al statului. Ok. În acest caz, fiind vorba de bugetul consolidat, noi acordăm, să zicem, pentru celor din salariații ai noștri, îi dăm la toți. Și atunci, eșalonat, în fiecare lună o să plătim mai puțin la buget cu nu știu, procent din aceste... Nu. Veți plăti taxe normal și bugetul statului o să întoarcă în... În capurile astea. Am înțeles, mulțumesc. Și ultima întrebare... Adică va fi exact același regim ca și la angajații din sectorul public. Corect. Ultima chestiune, pentru că suntem români, o să începem să le punem pe internet. Vând card cu 1450 de lei. Vă spun că așa o să întâmple. Domnul Teodorescu, asta, cine riscă asta, riscă să încalce legea. În același timp. Poate vrea să intre la sora lui sau la fratele lui care este nu, nu sunt transmisibile decât într-o singură impostază. Dacă vreți să plătiți cu ele, tabăra copiilor și punct. Atât. Perfect. Mulțumesc. Prevederea asta există și în legea actuală. Domnul Strate. Bună ziua, domnul senator. Întrebarea, medicii Strate, numesc, reprezint Molcă Serviciu Picaz. Întrebarea mea e următoarea, dacă 6 luni lucrează la mine și apoi migrează la stat, e mai puțin probabil să vină de la stat în privat, ce se întâmplă cu acela angajat? Va primi 6 luni de la noi și 6 luni de la stat? Sau dacă 6 luni lucrează, 6 luni și omer, el cum își va primi? La buget se încarcă fix cât a lucrat. Îi se încarcă o singură dată pe anul 1450 lei, punct. Pentru că așa la și la privat se încarcă la bugetul de stat. Păi, nu ia de tot din nouă. Nu o să ia. Mulțumesc.
La treaba să se întâmple și acum pentru cei care lucrează la stat. Treaba asta e corect. Da. Cei care lucrează acum la stat, lucrează, de exemplu, nouă luni. De exemplu, nu se angajează pe 1 ianuarie. Se angajează pe 1 ianuarie. Păi aia, pe la primarie. Ei, ea tot ei, pe 1 mai se este fracție. O clă și primește fracția de 1450. Asta sunt acum sistemul bugetar. Va fi și un sistem. Mecanismul deja e rulat. Fracția câștia lucrat. Da, altcineva, vă rog. O să vă mai fac o precizare, conform calculelor făcute, se vor crea între minim 150.000 și 200.000 de locuri de muncă. Aici am luat în calcul la minim 150.000 de locuri de muncă, am luat în calcul că pe lângă cei 1450, fiecare salariat mai merge cu încă 1000 de lei, acolo rezultă 160.000 de locuri de muncă din calcul, conform studiului. Dacă și ea dublează suma, dacă și ea 1500, o să rezulte undeva spre 180.000, 190.000 de noi locuri de muncă. Vă mai spun doar că pe orizontală sunt conexate o grămadă de industrii. Dacă începem cu industria transporturilor, evident industria petrochimică, pentru că fiecare mașină merge cu combustibil, trenul cu energie. V-am spus de gradul de unități, numărul de unități de cazare, că numai prin efectul voucherilor din celor din sectorul public a crescut de la 6.000 la 20.000, nici nu vreau să le estimez acum cam ce ar însemna încărcarea celor 20.000, dar probabil că vor fi dezvoltate mult mai multe unități de cazare, asta înseamnă implicarea industriei materialelor de construcție, a construcțiilor. Și lucrurile pot continua, pentru că sunt implicate o grămadă de industrie. Industria textilă, de exemplu, da? Pentru că ai nevoie de prosoape, de cearșafuri. Industria sticlării, vei din pahare, din cești de cafea, din scrumbesc în scrumiere și tot așa. Deci industriile orizontale, practic, va fi o emulație a întregii economii. De asta și se întorc 1,12 lei la un leu investit. Pentru că nu e vorba numai de turism și de Horeca. Turismul și Horeca sunt principalii destinatari. Dar sunt foarte multe industrii pe orizontală care formează un angrenaj și de acolo se întorc taxele și impozitele. Dar vă rog, întrebări și propuneri. Da. Consume banii de pe card în alt județ decât cel de reședință? Oriunde pe teritoriul României, dar dacă ești din Piatra Neamț, îți faci concediu la 10 km de oraș, îți faci o cântenie și vă spun lucrul ăsta și de ce. Asta este alegerea fiecăruia unde da. Pleacă în concediu. Acum vreți să-i impun eu să plece... Măcar în alt județ. E foarte, foarte simplu. Nu poți să-l dirigezi, tu trebuie să concediu acolo. Oriunde, în altă parte, numai acasă nu. S-ar putea să-mi fac atât de mult județul Neamț, să fac numai în județul Neamț. Hai, okay, să-l impun eu primul lege.